Ei, cum știi că joci baba oarba cu tine și cu ceilalți? Este întrebarea secolului, pentru că noi suntem la capitolul jocuri psihologice. Nu-ți imagina baba oarba aia din copilărie? Cu toate că la nivel mental tot baba aia oarbă o jucăm, dar hai să vedem despre ce este vorba. Eu sunt Loredana Lati, sunt președinta Academiei Române de Coaching și acum ți-i prezint pe acești oameni geniali și extraordinari de la cursul de Master Coach Online. Ia să vedem, dragilor, seria 6, Adelina. Cum știi tu, draga mea? Ia, luminează-ne! Bună seara, dragilor! Păi simplu, când eram mică, îl jucam de atâtea ori dacă am un joc. Acum, pur și simplu, când te faci că nu vezi, ca și cum ai fi legat la ochi. De fapt, nu vrei să vezi în ce situație ești, nu vrei să spui nimic pentru că zici că ok, că ar mai fi ceva, că nu știu cum, că nu știu ce. De fapt, tu te comporți ca și cum ai fi legat la ochi, ca în barba oarba. Asta e jocul clar, ceea ce îl trăiești eu în viața mea. Vă pup și vă iubesc și să aveți curajul să vă puntați, să vă dezlegați la ochi. Ia! Vă iubesc! Și eu, felicitări, Adelina, mulțumesc, super! Cristina! Mai întâi e important și interesant să înțelegi că de fapt e un joc, să te dezlegi la ochi și ce rămâne de făcut. E cel mai important să conștientizezi. Cred că ăsta e primul fapt și cel mai important și cel mai deblocant, să zic așa. Să înțelegi că e de fapt un joc care îl faci. Și atunci totul se transformă în realitate. Nu mai jucăm. Se închid cortinele. Bine, cam asta e ideea, așa, metaforic. Și în momentul în care te dezlegi la ochi și vezi realitatea, îți dai voie să vezi și nu mai accepti jocul. Ceea ce am și eu de făcut. Am de lucrat. Bună seara la toți! Yeah. Felicitări, Cristina, mulțumesc, superb! Altcineva, cum știi că joci de baba oarba? Adriana! Bună seara! Îmi dau seama că acest joc de-a baba oarba este atunci când nu dorești ca tu să te lași văzut exact așa cum ești. Deci autentic, nu dorești. Și atunci îți preiei anumite măști sau anumite roluri, printre care și acest joc de-a baba oarba, în care te fofilezi în ideea de a te proteja, bănuiesc. Dar, de fapt, în spatele acestei protecții sunt multe, multe suferințe care tot la tine vin, sau la mine. Da, cam ăsta e jocul. Mulțumesc! Mulțumesc, Adriana! Super! Elena! Bună seara! Am jucat acel joc vreo 20 de ani. I-am jucat, am pierdut tot. Adică atât am jucat încât am zis ok, hai să joc până la capătul, trebuie să știu că am terminat tot, am ajuns la fundul malului. Nu mai este nimic, nici măcar praful nu mai este, că la vântul. După ce mi-am dat seama că n-am ce să mai pierd, m-am lovit cu capul de toți pereții și aveam multe cucuie, atât de tare a durut, încât m-am trezit de durere. Pentru că unii oameni ajuns de durere să se trezească, își dau jos minunata eșarfă. Și zic, oh my God, ce-am făcut până acum? A fost drogat, ce-am făcut? Ideea este că după ce te trezești, te doare capul, rău, ți-ai ai mai multe soluții, vindecări, balsamuri, bandaje, așa, dar după aceea îți iei de seama că de aici, de abia aici, poți să încerci să faci o fundație pe bune, pe piatră, nu pe nisip. Deci când ești la fundul malului, la fundul mării, la fundul oceanului și la fundul, ok, n-ai ce să faci pe ceva care se mișcă și nisipos. Așa că barba pentru unii oameni ca mine, dar arată decenii. Dacă se și desface barba asta, devine o pasărea Phoenix. Mulțumesc foarte mult! Felicitări, felicitări, Elena, mulțumesc! Super, super! Cine mai spune? Simona? Da, baba oarba, legat sau nelegat la ochi? Eu aș spune nelegat la ochi din punctul meu de vedere.
Sincer, cred că chiar vedem, dar ne prefacem că nu ne vedem așa ca să avem scuze. Da, ce faci când te joci de avea balarba, păi e de fapt o frică în spate, de aia te joci de avea balarba. Și ca să treci de frică, întrebarea este ce ți-e mai frică, să afrunți odată frica, să te bași cu nasul în ea și să mergi mai departe sau să o înfrunți zilnic toată viața ta? Cam acolo aș fi foarte curioasă de întrebarea asta și așa fac în general cam toate femeile. La un moment dat copilul meu mergea la sport, la karate și profesorul lui îmi povestea că a adunat un grup de femei cu care făceau apărare, autodifeza, da? Și zicea, femeile au nevoie de sportul ăsta și așa, și am întrebat, păi mă gândeam eu acolo, dar cred că eu vorbeam cu mine, oricum. Și îmi întrebam, dar oare femeile astea, de ce le-e frică să frunte odată pentru totdeauna și nu le-e frică să frunte zi de zi? La final, tot aia faci. Cam tot aia faci. Doar că după aia îți mai asiguri un pic de liniște, da? Acum fiecare cu mare curaj. Stă tot la curaj, da. Mulțumesc! O seară frumoasă! Wow! Super! Mulțumesc! Gabriela! Bună seara, bună seara tuturor! Colegii mei au spus deja cam tot. Eu gândesc că jucăm la baba oarba când nu ne luăm responsabilitate de viața noastră. Când spunem că ăla a făcut, ăla a dres și atunci eu am făcut și eu am dres. Acolo este un joc de baba oarba. Când ne luăm puterea înapoi, responsabilitatea de viața noastră, deci suntem noi care am acceptat, suntem noi care am vrut, care n-am vrut să vedem, care toate felurile am ajuns în situația aia. Și atunci ieșim din jocul ăsta de baba oarba cu noi. Când ne luăm responsabilitatea, deci mulțumesc, o seară minunată. Wow! Felicitări, felicitări, Gabriela! Așa e, când ne luăm responsabilitatea, ieșim din orice joc, inclusiv din baba oarba. Mulțumesc! Super! Super! Cine mai împărtășește? Lucia? Bună seara! Principalul e să vrei să vezi că ești în joc și că joci jocul baba oarbei și după aceea să te asumi responsabilitatea. Altfel nu ai nicio șansă. Dacă nu vrei, poți să fie toate jocurile. Dacă nu vrei să le vezi, nu-ți asumi nici responsabilitatea. Yeah. Mulțumesc. Așa e. Felicitări, mulțumesc. Super, super. Oana? Da, jocul de baba oarba este un joc dur, după părerea mea. Pentru că suferința ajunge în interiorul tău. Deci este o durere personală. Chiar dacă scopurile sunt că ajut familia, ajut X, Y, Z. Pentru că problema este faptul că te lași pe tine pe ultimul loc. Iar soluția este de a începe de a trăi clipă de clipă pentru tine personal. Asta este adevărul adevărat văzut cu ochii dezlegați din jocul baba oarba. Mulțumesc din suflet. Felicitări, Oana, mulțumesc și eu. Super, super. Elena, ai mai ridicat toată mânuța? Mai vrei să adaugi ceva sau s-a ridicat ea? Dacă se poate, vreau să mai zic ceva. Sigur. Vajul de IT, toată lumea este acum în IT, într-un fel sau altul, că ești cu telefonul în mână. Având în vedere că baba oarba este ca și cum ai fi fost virusat, ai un program plin de virus și de erori și de greșeli și versiuni care nici măcar nu mai sunt actualizate, sunt de mult expirate. Când nu mai ești baba oarba, îți faci un update, un reset și te răști tot de la capăt și mai niciun virus. Și orice virus care vine că către tine, zici stop, stai puțin că te recunosc. Deja am trecut pe acolo, out, alta, niciun caz, out. Deci deja ai un antivirus atât de bun, încă baba oarba nici măcar n-ai, nicio șansă mare să te termina cu ea. Deci este reset total de viață.
Mulțumesc. Mulțumesc, super, super, așa e, da. Bună treabă, exact. Jos cu virușii. Mulțumesc, super. Mai adaugă cineva ceva? Antonella? Da, cred că mă găsesc în joc cu Baba Oarba în momentul în care sunt în auto-minciună. Deci pentru mine e metaforă Baba Oarba. Metafora auto-minciunei. Și atunci, într-adevăr, mă auto-caracoștientizez lucrul ăsta. Automat poți să iei frâiele vieții tale și să schimbi. Să schimbi prin acțiune și să ieși de acolo. Din auto-minciună și să-ți faci viața așa cum simți că trebuie să fie ea. Pe făgașul cel bun. Mulțumesc foarte mult și o seară plăcută! Mulțumesc, felicitări! Super, super, Antonella! Altcineva? Ia să vedem, pe pagina asta nu văd nicio mânuță, pe pagina asta nu văd nicio mânuță. Ok, și mâine e o zi atunci. Deja ai niște idei extraordinare, tu acum descoperi dacă vrei să mai joci Baba Oarba, dacă mai faci casă cu Baba Oarba sau nu. Dacă te hotărăști tu să te devirusezi, cu mare iubire te așteptăm aici în Academia Română de Coaching la devirusare maximă. Pentru a redeveni ceea ce tu îți dorești de fapt să fii. Următorul curs la care te aștept este cel de relaționare sănătoasă prin tehnici de analiză tranzacțională. Este din 18 iunie 2018, este online și abia aștept să ne vedem pentru că este un curs super, super, super. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752-163-163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și pe mâine seară! Pa!